nu știu cum de legeți dumneavoastră, când ați vorbit ultima dată cu fata? Duminica. Și ce v-a spus? Mesajele pe Facebook, pe mesagerie, scrie absolut tot, era foarte fericită, foarte bucuroasă, că a luat la liceu, chiar își făcea planul că o să facă facultate. Ceea ce m-a făcut băiatul, chiar o să facă mai mult. Bineînțeles că eu am pus accentul foarte mult pe școală. Foarte, foarte mult eu am pus accentul pe școală. Până să ajungă la centrul de plasament, ce relație ați avut cu ea? Ceva prea frumoasă. Poftim? Prea frumoasă în relație. Păi, chiar cea frumoasă, a fost o relație ceva de vis. Mi-am dorit copilul ăsta mai mult ca orice. La un moment dat a fost influențată de alții care i-a băgat în cap contra mea. Îmi lua și fugea de acasă. Asta a fost după ce a murit mama, după ce am trecut într-o perioadă mai greu, trebuia să plătesc studiile băiatului care eu i-am plătit, nimeni, dar cineva. Lucram enorm de mult. Am lucrat la fabrica la azi. Poate să vă confirme și mai studia. Și cum de ajuns în lucrurile astea? Fugind de acasă ultima oară, am căutat-o foarte mult. N-am găsit-o, am apelat la poliție. Poliția din Bădăiești mi-a aducea acasă, pe partea aia l-am plecat noaptea de acasă. La ce vârstă a plecat prima dată de acasă? Un an de zile. Cred că un an și ceva. Eu am clasa 8-a. Ceea care poate să vă confirme este dirigenta ei de la Bădăiești. O pedepseați într-un fel când plecam de casă? Nu, dar mă certam mereu. Tot ai timpul. Bătut-o? Da, ultima oară când mi-a furat banii. Abia să pucă cu banii de acasă, care erau taxa băiatului. Și atunci, nu e că am bătut, i-am tăiat părul, știi? Am încercat să-i bag facă, cu știi, să-i tai ăla cu părul, poate îmi zice unde-s banii. Numai ea știa unde-s banii. Era singur om din casa aia care știa. Despre ce sună? 3 milioane jumate, era tot salariul meu. Nu lua mai mult de 7 milioane eu. Salariul. Și asta i-a apărut? Nu, i-a băgat la cufăr tot. Atâta. Vă așteptați la un astfel de geste? Nu. Nu. A spus vreodată, a amenințat vreodată că ar putea recurge la un astfel de gest? Nu. De câte ori vă certați? Sau... Nu, niciodată. Deci dumneavoastră a spus că ați anunțat poliția. Asta, da. înseamnă că povestea care am auzit-o noi, că ea a stat un an de zile la un domn în clasa, Vasile. În clasa 8-a, stați așa. Intrând în clasa 8-a, ea și-a dorit o vacanță. Eu n-am putut să-i ofer o vacanță, cum vroia ea. Și ea mie mi-a propus că vrea să ducă la centru de la Hergelii, că vrea să aibă și ea să vadă cum îți cu caii, să vadă cum îți cu tare. Bun, a fost de acord în vacanță, am zis, hai cum merge. În fiecare seară, eu mă duceam cu bicicleta la ea. Vedeam ce face, cu tare. Absolut în fiecare seară. În perioada aia chiar am stat în piatră, au mătușul de-a mea. Și la fratele meu, care poate să vă confirme. Ea de atunci s-a schimbat total. Credeți că s-a întâmplat ceva deosebit cu ea în faza chimică? Da. Că s-a stat acolo în grijă a doților? Nimeni nu știe. Nici ea nu mi-a zis că am întrebat-o din ori lucrul ăsta. Ce s-a întâmplat? Ce e acolo? Nimeni. M-a dus cu poliția care chiar m-am zis. Nici n-a vrut să intri poliția în hipodrom. Că este particular și că m-a lăsat singur, am intrat și mi-au zis că nu e acolo. Reproșați ceva domnilor de la centru? Nu, nu reproșez. Ceea ce reproșez la baza hipică. Unei persoane anume? Acolo, de acolo, de acolo ea s-a schimbat dintr-un copil cu minte, înțelegător, dintr-un copil... Toată lumea din sat o iubea. Toată lumea din sat o iubea. Dumneavoastră vă reproșați ceva? Cred că da. Ce? Poate dacă nu plecam acum în Cehia, poate era mai bine. Care este povestea de la baza hipică, dacă puteți să dați și nume? Dacă știi mai mult de atâta v-aș da. Cât a stat în baza hipică? Cu cea de acasă și cu cea acolo. M-am dus cu pozele, că nu am mai găsit-o și a fost... Spus că ea a fost vândută, că a fost cu tare, înainte de a intra în plasament. M-am dus cu poza ei peste tot, la toate barurile, discoteci, pe oriunde mă duceam, am opream oamenii. Domnul, n-ați văzut-o nimeni, nu spune. Ea a stat într-o cameră la baza hipică, a vorbit cu atât cu domnul Stacheru? Nu, nu, cu el nu avea ce discuta, că te repezea foarte mult, era domnul Vasile, care am vorbit cu ea. Cine e domnul Vasile? Domnul ăsta e din Podești, el are grijă de baza hipică. Câte ani? Dă-o seama cu mine, 49 de ani. Și
Și dormea fata dumneavoastră cu el? Știți așa ceva? Nu știu și eu cum să. M-am dus acolo, am făcut scandal enorm. M-am dus, am vorbit și cu unul, am vorbit și cu altul de acolo, de la bază. Nimeni nu a putut să-mi spună nimic. Vasile, și mai cum? Nu știu, acum nu mai mi-amintesc. Știu că e din Bodă, știu din loc. Și ea scăpata dumneavoastră cum ce în fiecare zi acolo, da? Știu cum puneau ei. La 5 dimineața o să-l luau? Asta nu. Mi-au zis că la 9 o să duce și își face, îi place foarte mult. Chiar acum profesez să-mi iau un car. Am zis că din banii ăștia îi fac eu acolo să aibă ei particular. Asta mi-am dat. Și ca dacă citiți mesajele de pe Messenger scrise de ea, nu sunt mesaje care sunt mari, nu sunt mesaje care... Mamă, ce faci? Mamă, ești bine? Mamă, te iubesc foarte mult. Asta rămâne și problema cu telefonul, că au spus cei din centru, că așa, ea avea un telefon al ei, totuși... Eu tot timpul i s-a dat telefon. Ce avea un telefon? Ultimul telefon, că n-am mai avut unui semne, dar nu a mers telefonul, de ce să vă zic? Mi-a scris chiar pe Messenger că nu merge telefonul care l-a adus băiatul. Urma acum, eu zilele astea să-i cumpăr telefon, să-l trimit. Chiar coletul pentru ea este pe drum. Trimis pachet pentru ea. Nu l-am trimis prin... Fratele se simte bine? Nu. Este adevărat că a avut o tentativă de sinucidere și fratele? Și eu și ea. Eu l-am adus. Eu am avut-o acum un an de zile, când am, eram disperată că nu o găsesc nicăieri. Am mers și m-am otrăvit, după aia m-am dus la servici. Am fost găsită jos, pe drum. Și fiul dumneavoastră acum, după moartea fetei, a avut-o de... Dumneavoastră, de ce a spus să vă sinucidere? Nu o găseam nicăieri. Primeam tot felul de telefoane, că am fost vândută, primeam tot felul, eram disperată, eram într-o... Aveam neplătit lumina, care ei mă amenințau cu lumina, cu mi-o taie de tot, și băiatul era în școală, aveam taxa băiatului, nu aveam Dumnezeu plătesc, dar eu adaia amenințată la servici, colegii. Dumneavoastră și ei. Fiul dumneavoastră, ați apelat la ajutor specializat? Niciodată. Niciodată n-am apelat. Mai ales băiatul, că e în cadru sanitar. Băiatul unde e acum? Este la spital, la spitalul verde, la etajul 2. El lucrează la biserică. Deci el care a luat un medicament. Și el lucrează la biserică, nu poate să foarte bine. E un băiat care nu bea, nu fumează, nu se duce la discoteci, nu se duce el casă, servici și atât. A spus că reproșați ceva de la baza HIP, că ce anume de reproșați? Niciodată nu au venit să-mi zică, femeie, e aici. Nu o căuta mai departe. E aici, nu spun probleme. Uite, vină și vezi-o măcar. Îți dau voie să vii să o vezi. Sau, ia-o de aici. De ce nu m-au anunțat toți că e acolo? Credeți că decizia ei de a se sinucide ar fi putut avea legătură cu vreo întâmplare de la bază hipică? Dacă știu. Eu trăiesc cu impresia că a fost împinsă. Împinsă? Nu există martori care... Nu știu, dar eu trăiesc impresia asta, pentru că ceea ce scria mie mesajele nu era de un om care s-o omoare. Ar putea tot să-mi zic, într-adevăr, pe o fotografie am văzut aseară, am scris ceva, că m-a săturat de viața asta. De ce au fi scris, nu știu. Când am încercat să o sun, nu am mai venit.